Hristos a înviat! În ediția de astăzi, vă invităm să-i cunoașteți pe Elizabeth și Gabriel, reîntorși după 20 de ani, împreună cu cei 8 copii ai lor, renunțând la Viena pentru a duce o viață simplă, aproape de Dumnezeu, într-un sat din Munții Apuseni. Gabriel, se spune că odinioară, când plecau de acasă turcii, își puneau în cizme țărână de pe pământul țărilor, astfel că pășeau întotdeauna pe pământul natal. Ce ai luat de acasă când ai plecat în Austria? Eram la o vârstă mult prea fragedă ca să mă gândesc eu ce pun în ciuboțele. Un copil necopt, cu identitatea... În formare. Da, nu formată și cam atât am luat de acasă. Ce vârstă aveai când ai plecat? Prima dată cred că aveam vreo în jur de 20 de ani. Și ce te-a dus departe de țară? Visul unei vieți mai bune, o idee de libertate spre care tindea sufletul meu, pentru că trăind în comunism am fost în acel corset, și iubirea pentru Franța, francofilia, și am vrut să ajung în Franța și m-am oprit în Austria, așa cum s-a rostogolit stânca și s-a prins între... Și acolo ai rămas? Da. Pentru câtă vreme? Cred că puțin peste 20 de ani. Care a fost prima lecție învățată în Austria? În contextul eterogen al Occidentului, în care se suprapun tot felul de culturi, tot felul de valori, a răsărit întrebarea firească, dar cine sunt eu, ca să poți să te integrezi și știi ce este întregul și ce ești tu. Și asta am început să învăț despre mine, cine sunt eu. Să mă percep eu cumva delimitându-mă de altceva. Ți-ai descoperit cumva acolo rădăcinile? Fiind da, acolo? Da. Eram undeva la altitudine de 1800 de metri, undeva în Austria, la munte, și lucram cu un prieten, un ecolog, Rainer, și am fost frapat de o imagine. A fost pentru mine așa șocant, a fost debusolat, ceva foarte trist. A fost un uragan în Austria, mi se pare că în 2006-2007, nu mai țin minte, s-a chemat uraganul Paula și a făcut ravagii în cadrul forestier și nu numai. Și pe munte parcă era un cimitir de copaci. Și așa puțin sumbru, puțin macabru pentru mine. Și în acel cimitir de copaci am văzut câțiva copaci în picioare. Și prima întrebare firească, de fapt am gândit cu voce tare și am zis, ia uite, Raină, copacii, câțiva copaci sunt în picioare. Și el mi-a zis, păi ăstea, să știi că sunt copaci cu rădăcinile pivotante. Ăstea, fiind în spațiu forestier austriac, majoritatea pădurilor sunt monoculturi de molid. Și molidul are rădăcini superficiale, adică el așa se întinde. Iar ceea ce vedeam în picioare erau stejari, erau fagi. A fost așa un declic sufletesc în care s-a născut așa întrebarea pentru mine firească atunci, eu ce copac sunt? Ce rădăcini vreau să am eu? Și atunci mi-am dat seama că rădăcinile mele sunt aici. Cum ai cunoscut-o pe soția ta, Elizabeth? Deci ne-am cunoscut unul pe altul într-o conjunctură mai neobișnuită. Mie mi-a plăcut dintotdeauna pădurea, natura, și am decis să mă retrag o perioadă în pădure. A fost visul meu de când eram copil. Și am vorbit cu o prietenă care avea pădure. A găsit un loc ușor, se chema Himmelreich, și în limba germană înseamnă împărăția cerului. Și am zis că este predestinat locul ăla, și acolo mi-am făcut o mică căbănuță rudimentară în care am petrecut vreo 7 luni de zile. Și în zonă s-a
vorbit, este cineva acolo în pădure și a aflat și ea și a zis, o persoană interesantă și aș dori să-l cunosc. Și după ce am revenit din pădure, a luat legătura cu mine și am rămas așa în relație și care s-a aprofundat și s-a fructificat în ceea ce este în ziua de astăzi. Cum a fost viața ta în Austria în cei 20 de ani? O viață foarte bogată, cu multe realizări, cu multe împliniri, mai ales personale pentru mine. O viață nu ușoară, o viață în care a trebuit să lupt pentru ceea ce am realizat, dar o viață frumoasă. O viață frumoasă în care eu am reușit să fac ceea ce mi-am propus întotdeauna, în care am putut să mă implic și am putut să ajung ușor, ușor să mă suprapun peste menirea mea. Ți s-a îndeplinit visul cu care ai plecat? Mi-aduc aminte de un desen animate. Când eram copil, era un cățeluș, mi se pare că nu se vorbea, era așa fără sonor, era mut acel desen animat, și era un cățeluș care, de frică să nu-și piardă osul, și l-a legat cumva pe cap. Și s-a trezit a doua zi dimineață și nu-și găsea osul. Și a plecat să caute osul. Și a plecat în toată lumea și a întrebat în stânga, în dreapta și fiecare dădea răspunsuri foarte înțelepte. Unde ar fi osul? Să caute, să caute. Și când s-a reîntors acasă, s-a împiedicat și a căzut osul și a zis, era aici tot timpul. Elizabeth s-a îndrăgostit de România la prima vedere. Au cucerit-o peisajele, căldura oamenilor și inima lor mare, așa cum spune chiar ea. Odată cu dragostea pentru România, a venit și dragostea pentru ortodoxie. A fost simplu, ne mărturisește ea. A venit din inimă. Elizabeth, ce ți se pare că are România prețios? Mănăstire ortodoxă. Ce v-a determinat să renunțați la viața din Austria și să vă mutați într-un sat izolat din munții Apuseni? Aici, la munte, are foarte fain, foarte curate, iar toți oamenii foarte, foarte cald, foarte mare inima, foarte multe ajutați aici. De vecini, da, oamenii are cu familia, cu mulți copii, se place aici în România foarte mult. They like it and they told you about it and they... Îți spun cât de mult le place. Da. Și aici e foarte fain la munte, dar curat iar, pentru copii, curat apa, copii joace, toată ziua leagă în sus la munte, joace cu mingea și aici are multă liniște la oraș. Copiii n-are timp să facem liniște la inima. Și ai ales și ortodoxia odată cu mutarea aici? Da. Ce te-a dus pe această cale? It's an easy question because the heart say it. I was before evangelist. I don't know if you know. And my husband was on the Berg Athos on the mountains, and he didn't say I should be Orthodox. It's better for you, and for the family. And I say. Nothing. He said nothing, and I said nothing. And after a few time, my heart know it. It's very easy because it's the right way. It's every man or woman who goes in the church and here they will feel it if they open their heart. And you go here every Sunday to the church? Yes, every Sunday and every holy day we try to go. Only we are sick or yes. Together with the kids. Together with the kids. Cum ați decis, după 20 și mai bine de ani de locuit în Austria,
să vă stabiliți în România? A fost așa un proces cu câteva etape marcante. Mie tot timpul mi-a fost dor de România, toate concediile le-am petrecut aici cu soția și mi-aș fi dorit foarte mult să revin, dar pentru că soția mea este cetățean neamț și este crescut în spațiul ăla, am zis că i-ar fi fost de acord să vină și am zis că totuși ar fi mai bine să aștept, să nu vină de la mine până când și ea este pregătită sau ea ia decizia. Și începând din 2018-2019, ea a simțit că pentru mine lucrurile nu evoluează așa cum mă cunoștea sau a zis, măi, cumva, cred că ar trebui să ne mutăm în România. Ea s-a îndrăgostit iremediabil de România, de prima dată când a pus piciorul aici în România, mergând pe la mănăstiri, prin zona de munte, i-a plăcut extraordinar de mult. Și din 2019 ea este cea care, de fapt, a zis, hai să ne mutăm în România. Deci am fost de acord. Am căutat și am găsit locușorul ăsta. Și suntem foarte bucuroși și foarte mulțumiți, foarte recunoscători că am ajuns aici. Și nici n-ați venit singuri, ați venit cu cei 7 copii ai voștri atunci, care între timp au devenit 8. Da, mai glumesc așa, zic că Efrem este jet becet mocan, că s-a născut aici la munte. A fost așa o serie, un lanț de evenimente care s-au legat, se anunțau ceva viscole și ne-a fost așa puțin teamă, că am zis că dacă rămânem chiar izolați aici pe munte și soția începe travaliu, nu o să putem ajunge la timp. Așa că am încercat să ajungem la spital și vineri înainte să vină acele viscole, s-a internat în spital la Alba și unde a fost primită cu așa mare căldură și înțelegere de personal. Și a început travaliu luni spre marți. Oricum, noi nu mai puteam să ieșim de pe munte. Dacă nu făceam pasul ăsta vineri, ne rămâneam aici izolați, că a fost înzăpeziți după aia complet. Și a început travaliu și era sarcină dificilă. Adică, până atunci, la toate investigațiile a ieșit că e ok. Și în timpul contracțiilor și-au dat seama medicii, supraveghindu-o, medicul ginecolog, frecvența cardiacă scade foarte mult și nu se regenerează într-un timp scurt cum ar fi trebuit și au zis că trebuie să intervină cu cezariană. Atunci soția a fost puțin teamă și m-a informat, am vorbit și cu doamna doctor și ea mi-a zis, ăsta e riscul, la următoarea contracție în care frecvența cardiacă a copilului nu este ok, nu mai stăm pe gânduri, trebuie să intervenim pentru că e chestie de secunde și riscăm viața copilului. Și atunci am scris peste tot și am sunat la mănăstiri, la prieteni să se roage și, miraculos, frecvența cardiacă și-a revenit și soția a născut normal, un copil foarte sănătos și a fost așa și pentru cei din spital, o atmosferă extraordinar de frumoasă. Mi-a zis și soția că doamna doctor a început să plângă de bucurie și a îmbrățișat-o, moașele, asistentele, toată lumea s-a bucurat extraordinar pentru dânsa. Iar în spital, perioada cât a stat în spital, permanent am fost sunat de cunoștințe, de prieteni, are nevoie de ceva și tot timpul era permanent cineva care avea grijă de ea și ducea câte ceva la spital. Și, deci, extraordinar, am fost așa de profund impresionat. În Austria, o țară cu un sistem de învățământ cotat ca fiind foarte bun, ați ales sistemul homeschooling. Ce v-a determinat să luați această decizie? Felix, copilul cel mai mare, perioada de grădiniță, nu știu dacă i-a priit așa de bine, acolo în sat unde locuiam, a fost la grădiniță și în ultimul an de grădiniță ceva s-a întâmplat. Anul ăla pregătitor care a făcut la grădiniță, că el a început să fie trist și a zis că nu vrea să meargă la școală. Și am zis, cum să nu mergi la școală? Toți copiii merg la școală, trebuie să mergi la școală. Și am încercat să-l convingem. Și e normal că ar fi făcut ceea ce am zis, ce am fi zis noi, dar m-am gândit că, na. Și nu știam și am început să mă interesez de alternative, ce aș putea să fac, că nu ne-am fi putut poate permite financiar o școală particulară recunoscută oficial. Și atunci am aflat că în Austria nu este școlarizarea obligatorie, ci educația obligatorie. Și forma de învățământ recunoscută este și educația acasă, acel homeschooling. Și așa am optat pentru homeschooling. Diana a vrut să meargă la școală, că avea o prietenă din grădiniță care se înțelegea foarte bine. Dar după aia, când a văzut ce bine merge Felix la școală și comparându-o cu ceilalți, a zis că vrea să rămână și ea acasă. Și a fost o perioadă foarte intensă pentru noi, pentru că copiii aveau la sfârșitul anului examene și Felix a fost ultima dată testat ca un fel de mini-bacalaureat, toate compacte și comprimate.
Și era un factor de stres foarte mare pentru noi și ne lua foarte mult timp să facem acest lucru. Dar, până la urmă, s-a meritat, cred eu. Și venind din România, ați ales să înscrieți copiii la școală. Aveți 5 dintre cei 8 copii care merg la școală aici în sat. Da, am optat pentru că... Și școala dintr-o dată s-a îmbogățit. S-a îmbogățit și am optat pentru că doamna directoare este o femeie extraordinară, cu o inimă foarte mare, care iubește copiii și care și-a găsit vocația, care omul potrivit la locul potrivit, este și pedagog și învățătoare și găsește cale de acces spre copii și copiii o iubesc și copiii se duc cu drag la școală. Cinci din cei 8 copii ai familiei merg la școala din sat, aflată la 1,5 km distanță. În fiecare zi pleacă pe jos, însoțiți negreșit de cei 2 câini. Flechi și Ursa îi așteaptă pe copii în fața școlii până când termină cursurile, pentru a-i însoți înapoi către casă. Doar când vremea este neprielnică, Gabriel îi duce pe copii cu mașina. Felix, cum îți place școala aici în România? Bine. Știai limba română când ai ajuns la școală? Nu prea. Cât de mult timp ți-a trebuit ca să înveți? 2-3 luni. 2-3 luni? Uh-huh. Cum ți se par lecțiile? Sunt mai grele decât în Austria? Nu prea. Care ți se pare cea mai grea materie? Cred că limba română. Limba română de ce? Uh-huh. Fiindcă încă nu stăpânești bine limba? Da. Faci gramatică deja? Da. Acolo ai probleme? Da. Dar le depășești tu. Ce ți se pare că îți aduce viața de aici? Ce câștigi tu? Libertate. Putem să alergăm pe dealul, să șocem în pădure, să mergem unde vrem noi. Ți-ai făcut prieteni? Da. Cine sunt prietenii tăi? Rareș, Marin și Rafi. De aici din sat? Da. Cum s-au adaptat copiii aici? Știau limba română? Au petrecut timpul mai mult cu mama acasă, așa că mama a fost și cea care le-a dat direcția în ceea ce privește limba. Și deci aici au început să vorbească limba română? Aici au început și asta vreau să spun, câtă răbdare și câtă dedicație a avut doamna directoare să înceapă așa cumva, la început nu a știut ce mod să găsească și am început cu limba română și copiii au făcut progrese destul de mari în scurt timp. Ce învață copiii voștri prin acest mod de viață? Păi modul de viață, cum să zic, la noi tot timpul a fost familia pe primul loc și noi ca familie creștină, cum percepe o familie creștină, am zis că este crucea asta frumoasă, nu crucea în sens tragic, ci crucea învierii pe care o purtăm, să ne slujim unii pe alții, cum a zis și Hristos, suntem biserica mică și să reflectăm lucrul ăsta în viața de familie. Și pentru copii orice experiență este filtrată prin sistemul ăsta de valori care avem, creștinismul, ortodoxia. Și eu văd ca pe o aventură și mutare aici și o lume de poveste pentru ei. Cum v-ați adaptat, totuși ați locuit atâția ani, 20 și mai bine de ani în Austria, dintre care o mare parte la Viena, oraș care a fost considerat de 10 ori la rând orașul cu cea mai bună calitate a vieții. Și de la Viena ați ales să locuiți într-un sat destul de izolat din munții Apuseni. Păi nu cred că trebuie să ne adaptăm prea mult, pentru că inadaptați eram acolo. Adică eram și iubirea de natură, dar nu știu, parcă... Ce ați găsit aici? Am găsit o zonă mirifică, suntem înconjurați așa de mănăstiri, suntem înconjurați de biserică, avem privilegiu să participăm mai intens la viața bisericii, sufletul ăsta cald al românului. Am mers cu colindul pe aici prin sat și oameni și vecini extraordinari, deci când au compensat unele deficite, chiar și vecinii de aici, cu toate că sunt mai în vârstă, după ce Elizabeth, și eu am fost 8 zile singur cu copiii în condițiile în care Elizabeth a fost în spital și după ce s-a întors perioada aia când a trebuit protejată, vecina ne gătea în fiecare zi și aveam și muncitori și gătea câte o oală de 10-15 litri de, cum îi zic, zamă. Și ce îi spuneam și asta am găsit, niște oameni generoși, niște locuri mirifice care, nu știu dacă au pereche,
Și trăirea ortodoxă, care e sufletul viu, vibrația asta a omului. Este asta formula fericirii? Eu cred că da. Eu cred că da. Fericirea este simplitate. Fericirea nu este show, nu este distracție de așa efervescentă. Fericirea este cum este rugăciunea aia, lumină lină. Este ceva, un zbor care curge ușor, 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 nu e perceput așa. Asta e fericirea, adică. Ce este bogăția pentru tine, Gabriel? Să știi că ești aproape de Dumnezeu, să știi că viața ta are un sens, să ai iubire în viața ta, să faci ceea ce simți, să poți dărui. Cum ar trebui să deslușim România? M-a vizitat un prieten austriac și am ajuns în Aiud. Și eram în zona periferă a Aiudului, o zonă mai dezolată, mai postcomunistă, cu ziduri mai dramatic, așa. Și el mi-a atras atenția, adică din perspectiva lui așa lumea arăta mai cumva nefericită, mai... Și atunci m-am gândit să-i dau așa, cum să zic, o parolă de a descifra, de a desluși România, cum zici tu. Și pentru că eram în proximitatea mănăstirii Râpa Robilor, am zis, hai puțin, că dacă toți suntem aici, hai că trebuie să merg undeva. Și m-am dus la Râpa Robilor, am intrat la biserică și am explicat ce sunt acolo, au venit ce sunt alea, erau acolo moaște expuse, erau icoane, erau nume inscripționate pe perete, pe plăcelele de marmură cu scris auriu, martirii închisorilor comuniste. Și era un părinte care a făcut pe ghidul și ne-a explicat și o îi traduceam. Și vedeam că din ce în ce mai mult prietenul meu este absorbit și așa transpus într-o lume, era foarte apăsătoare pentru el. Și după aceea am vizitat și biserica, mănăstirii, și ne-a spus părintele cumva cam ce simboluri sunt. Și după ce am părăsit mănăstirea, i-am zis să mă aștepte puțin. Când am venit, el era puțin așa pe vine și plângea în curtea mănăstirii, plângea. Nu este o fire prea emotivă, Cristof, și totuși a fost așa de impresionat. Și am întrebat ce e. Și a zis că l-a impresionat foarte mult suferința acelor oameni și că de ce? Că e inutil, a zis el. E... Sentimentul ăsta l-a mai avut la Auschwitz sau la Birkenau când a fost. Și am zis, măi, Cristof, zic, tu nu ai înțeles. Eu am venit aici la învingători. Nu la învingi. Oamenii ăștia pentru mine, eu nu mă simt apăsat când intru aici. Eu sunt fericit, pentru că sunt oameni care, cum a zis Hristos, în lume necațuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Oamenii ăștia au arătat că sunt biruitori. Și am venit la ei pentru rugăciunea lor, pentru binecuvântarea lor, de asta. Și s-a luminat la față. A fost așa de impresionat. Țin minte că am dat un pomelnic la mănăstire și am întrebat, cum o cheamă pe mama ta? Și zic, de ce? Ca să se roage părinții. Cum adică să se roage cineva pentru mama mea? Că el nu era, adică cum? E o chestie de neconceput. Cineva străin să își pună sufletul pentru tine, cumva? Și am zis, da. Așa de mult l-a impresionat, a dat și el o mică donație și când am ieșit de acolo, era deja plutea și era foarte gânditor, dar așa transfigurat, nu mai era apăsat și eu l-am tras din mână și zic, uite ce blocuri, uite și ce... Nu le mai vedea. Și zic, știi ce? Asta e România. Așa am supraviețuit noi de-a lungul istoriei, pentru că România nu este cumva sterilă. România este vie și este plină de dimensiuni, cum ar zice Eliade, să ieși din timpul cotidianului și să intri în ilo temporii, să faci un pas în spate și tot timpul ești în lumea lui Dumnezeu, acolo o cămăruță, acolo o cămăruță, deschis o ușă și nu știi unde intri. Trebuie să fii surprins. Asta e România. Crezi că dacă ne depărtăm puțin de România, din când în când, o vedem așa cum o deslușești tu acum pentru noi? Categoric, categoric. Mă gândesc și metaforic. Stai de multe ori lângă o sobă și nu-ți dai seama cât de caldă este. Și depărtezi de ea și îți dai seama că ți-e frig. Ce crezi că ne lipsește nouă ca să o vedem întotdeauna, în fiecare zi, așa cum este? Cu ce are ea frumos? Exercițiu. Pentru că și Sfinții Părinți spun, când vezi gunoiul pe stradă, aruncă mantea peste el ca să nu se smințească și ceilalți care vin. Adică pot să mă concentrez pe ceea ce nu merge și atunci o să devin frustrat, o să devin... Sau pot să încerc să descoper care sunt valorile României autentice, ce înseamnă tradiție, unde suntem, ceea ce suntem, ceea ce ne face pe noi ca popor, cum suntem, cu bune și cu rele. Ce v-ați propus să faceți aici? Ne-am dorit să ne implicăm cumva și pe mine ce mă doare cel mai mult, educația copiilor. Pentru că și noi, fiind părinți, își dori să fac ceva activități cu copiii, cu
acum avem posibilitatea să facem ceva tabere de copii cu activități, natură, să sensibilizăm copiii, că există și partea asta nevirtuală, partea reală, haptică, concretă, cum e scaunul, cum e trupul meu, nu numai partea virtuală. Copilul are caracterul ăsta ludic, el vrea să se joace, să descopere lumea jucându-se și jucându-se descoperă că universul nu este ceva periculos și amenințător, ci universul este un loc prietenos în care Dumnezeu vrea ca omul să fie fericit. Proiectul meu de suflet, asta e un hobby, poate că o să fie la bătrânețe, poate un parc creștin cu etape scenice din Noul Testament. Aici mă gândeam să fac un fel de sat de vacanță, activități cu copii, să fie niște căbănuțe unde să organizăm activități, diverse activități și un parc creștin este un vis de-al meu de mai bine de 10 ani, tot strâng idei și așa mai departe, în sensul un parc creștin, aș zice eu așa, și inițiatic și catehetic, în sensul că în parcul ăla am să încerc să comprimat, să simbolizez cumva secvențe din Biblie și din Noul Testament, de exemplu, grădina Ghețimanii să fie exprimată printr-o salce plângătoare, cu o băncuță și cu, adică inițiatic în sensul că omul care vine acolo poate să treacă prin parc, să treacă prin diversele stațiuni și să se transpună în atmosfera vindecătoare a Noului Testament. Cam ăsta este gândul meu, da. Omul propune și Dumnezeu dispune. Ce activități au copiii voștri aici? Joacă, lucrează cu noi, tot timpul sunt pe afară, cântăm mult, avem instrumente, soția la clarinetă, eu la chitară, copiii, cel mare Felix la vioară, fata la pian și Mihăiță, următorul, desenează extraordinar de fain, este talentat. Iohannes este foarte motric, adică este foarte atletic și tot așa fiecare și încercăm să îi susținem în direcția asta. Antebrați, mai mult. Bravo! Cum a fost de Crăciun aici la voi? Să știi că probabil cel mai frumos lucru pe care l-am văzut vreodată a fost acel video pe care mi l-ai trimis cu 7 copii și cu soția ta, toți nevorbitori de limbă română, născuți pe alte meleaguri, cântând un colind în limba română. A fost extraordinar de emoționant. Pentru mine Crăciunul, pentru noi toți, Crăciunul a fost un eveniment în toată dinamica asta cu șantierul, cu toată nebunia asta așa de cotidian, cum îl numim, a fost un punct fix. Eu mi-am propus să facem, acum unde suntem noi aici, în living, cu toate că este semi-șantier, și ne-am propus să facem aici Crăciunul. Și era, nu erau tencuiri, noi am pus un brad, era focul și a fost o atmosferă de basm pentru noi. Am mers cu colindul aici în sat, la două seri la rând, ne-au invitat oamenii și nu mai puteam să pleci așa de calzi și de primitori și de generoși și de bucuroși. Și pe la mănăstiri ne-am fost și ne-am bucurat foarte mult că am putut să sărbătorim aici sărbătoarea Sfântului Crăciun. Ce ți se pare că are România cel mai de preț? Categoric pentru mine este ortodoxia. Este o trăire isihastă care nu este undeva pe un pedestal într-un turn de cristal, ci tot timpul îmbinată cu viața omului de rând. Adică în care părinții, chiar dacă au o viață sfântă, au o plecare spre nevoile firești ale omului și spre suferința lui și suferă cu el și prin sfat și prin lucruri practice îl povățuiesc și tot asta mi se pare o chestie extraordinară. Extraordinară. Putea să rămână în carapacea lor, putea să zic că sunt fericit în rugăciunea mea și în universul meu,
preferă să ia și crucea celorlalți din jurul lor și să se roage pentru fiii lor duhovnicești. Să vă ajute Dumnezeu în tot ceea ce v-ați propus să faceți aici. Vă mulțumim foarte mult! Doamne ajută! Doamne ajută!